sigur. Da, bună seara, dacă sunteți gata. Colegii mei o să vă prezinte primele rezultate ale numărătorii paralele pe care o realizează Uniunea Social Liberală. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Conform numărătorii pe care o avem la ora 23, Traian Băsescu este demis. O să rog pe colegul meu, Dan Șova, să vă prezinte datele pe care le avem în urma numărătorii paralele. Vreau să vă informez că am numărat până acum peste 9.200.000 de voturi, am depășit pragul de 50%, continuăm numărătoarea în orele următoare. A doua concluzie este că aproximativ 87% dintre românii care au venit la vot au votat împotriva lui Traian Băsescu. Prezența la vot a fost impresionantă și mulțumim încă o dată românilor pentru efortul pe care l-au făcut, pe caniculă, cu listele vechi, cu un număr de români care nu mai există de foarte mult timp, cu dublu boicot, atât al găștii lui Băsescu, cât și boicotul maghiar. Reamintesc că Băsescu în 2007 a luat 75%, astăzi a luat doar 16% sau mai puțin, probabil. La alegerile din 2009, Băsescu a luat 5 milioane de voturi, astăzi a luat mai puțin de 1 milion de voturi. Concluzia care este, în afară de faptul că referendumul va fi valid, cu peste 52%, în mod evident, Traian Băsescu va pleca, l-am demis și totul este ok de acum încolo. Da, vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu tuturor celor care ne-au ascultat mesajul de acum 2 ore. În acest moment sunt cozi masive la multe secții de votare din țară. Ne pare foarte rău și ne cerem scuze de la acei români care și-ar dori să scape de Traian Băsescu, sunt acum la cozi și nu mai pot să voteze. Ceea ce este important este că astăzi a fost, așa cum am mai spus, o zi foarte călduroasă, o zi cu una din cele mai mari canicule din această vară. Cu toate acestea am avut peste 9 milioane de români care au ieșit la vot și au ieșit cu un singur scop, să scape de Traian Băsescu. Repet, la ora 21, aproximativ 45% din români votaseră. Din numărătoarea noastră de la ora 22, dar nu avem absolut de la toate secțiile, credem că scorul final va fi de aproximativ 52%. Toate acestea sunt doar evaluări. Vom afla în această noapte scorul real. Am văzut și se pare că chiar îndelunga experiență pe care o are Traian Băsescu nu îl scutește de a juca un teatru sinistru. L-am văzut împreună cu pedeliștii care i-au mai rămas pe lângă el, bucurându-se de faptul că la ora 9 nu se întruniseră 50% dintre români să voteze pentru schimbare. Îi amintesc, dacă nu știe, că scorul final va fi cel de la ora 23 și cred că în câteva ore vom fi în măsură să vă spunem exact scorul cu care Traian Băsescu a fost demis. Doresc să mai fac câteva precizări. În primul rând, astăzi, prin ceea ce ne-a arătat Traian Băsescu, cred că a făcut de râs administrația prezidențială. Astăzi, un președinte ales al României, un președinte suspendat al României, și-a permis să nu-și exercite un drept constituțional, acela de a vota, un drept pentru care mii de oameni în anul 1989 și-au pierdut viața. Pentru acest lucru, cred că lui Traian Băsescu ar trebui să-i fie rușine.
Al doilea lucru care vreau să vi-l spun este legat de modalitatea în care s-a desfășurat acest referendum și faptul că astăzi și la această oră avem încă mii de oameni care sunt la cozi pentru a vota, elimină orice fel de discuție despre fraudarea acestui referendum. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit și mai vreau să vă spun un lucru, să citez o declarație a lui Traian Băsescu din anul 2007, care se referea la exercitarea dreptului de vot la un referendum. La acea vreme Traian Băsescu spunea așa: votul românilor, indiferent dacă referendumul este sau nu validat, trebuie luat în considerare și pus în practică. Dacă nu se ține cont de voința românilor, aceștia vor avea senzația că votul lor nu contează. Sper și am încrederea că Traian Băsescu și acum gândește așa. Sper pe această cale că de mâine vom putea vorbi într-o Românie liberă, într-o Românie fără Traian Băsescu. Le mulțumesc tuturor celor care astăzi au trecut peste condițiile meteo pe care le-am avut și au vrut într-un număr extrem de mare să voteze pentru demiterea lui Traian Băsescu. Reamintesc faptul că din peste 18 milioane de români cu drept de vot, 3 milioane dintre aceștia sunt în afara granițelor, 2 milioane sunt români de etnie maghiară. Din 13 milioane de oameni, din 13 milioane de români care au putut vota, aproape 9 milioane de români au votat astăzi pentru demiterea lui Traian Băsescu. Le mulțumim tuturor și mâine se va vedea că votul lor a contat foarte mult. Mulțumim foarte mult! Mulțumim!